Atâtea mărturii frumoase, cred că am putea să încheiem și aici. Dar Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt și poate este un cuvânt potrivit pentru a încheia această seară, mă gândesc. Și vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Daniel, capitolul 1. Și să citim de la Daniel, capitolul 1, primele 15 versete. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alt nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel, mă tem numai de Domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să împuneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncare zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Amin. Îmi place atât de mult de Daniel și de prietenii săi. Sunt niște personaje extraordinare din Sfânta Scriptură. Pentru că ei au fost luați de către Nebucadnețar din Iuda, din casa părinților lor, din țara lor și duși în Babilon, undeva în Irakul de astăzi, într-o civilizație complet nouă, diferită de a lor, păgână, cu obiceiuri complet diferite și nu doar că au fost încurajați să păcătuiască înaintea Domnului, dar chiar au fost forțați să păcătuiască înaintea Domnului și ei au refuzat să facă lucrul acesta. Deși poate că nimeni nu i-ar fi tras la răspundere, dar ei știau că sunt copii ai lui Dumnezeu, așa cum noi sunt încredințat că astăzi conștientizăm cu toții că suntem copii ai lui Dumnezeu și noi dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu de faptele noastre. Și ei au fost diferiți. Ieri am mers în parc la evangelizare și lumea era acolo, se relaxa, citea o carte, era cu copiii la joacă, se plimbau, discutau, vorbeau, iar noi ne-am luat timp și mă bucur că am fost aici, cred că 18-20 de persoane care ne-au împărțit în parcuri din zonă, în cele
4 parcuri din zonă. Noi mergeam acolo pentru altceva. Mergeam acolo ca să le amintim oamenilor că va fi o moarte. Și oamenii nu vor să se gândească la asta. Am întrebat pe o doamnă, am fost cu Dorin și cu Angie, am întrebat pe o doamnă care era pe bancă și tot timpul le spunem, vă dorim să aveți o viață cât mai lungă, dar nimeni n-a trăit o veșnicie. Toți avem o moarte, cu excepția Domnului Iisus Hristos, care, deși a murit, a înviat și trăiește în veci. Dar în afară de El, niciun om care s-a născut pe pământul acesta nu a reușit să fenteze moartea. Unde credeți că veți merge? Nu mă gândesc la asta. Nu-mi place să mă gândesc la asta. Nu vreau să mă gândesc la asta. Și așa sunt marea majoritate, nu vor să se gândească la asta. Și noi mergem acolo să le amintim de asta. Bun, dar știți că la un moment dat se va întâmpla și că toți vom trece prin asta. Unde veți merge? Nu vreau să mă gândesc. Și mi-am dat seama că doamna aceea era atât de speriată de gândul acesta, încât refuza, încât crea o barieră psihologică. Dar am reușit să vorbim mult cu ea. Și ce mi s-a părut frumos este că ne-a încurajat la sfârșit și ne-a spus, și asta s-a întâmplat și în alte dăți, e foarte bine ce faceți. Și poate ne gândim la, păi cum, că noi i-am amintit că o să moară. E bine asta? Și ea ne-a spus, e foarte bine ce faceți. E foarte bine că aveți curajul acesta să mergeți și să spuneți oamenilor despre Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, i-am reamintit că este un Dumnezeu înaintea căruia va da socoteală și că trebuie să se pregătească de lucrul acesta. Și noi eram diferiți acolo. Și mesajul din seara aceasta este: îndrăznește să fii diferit. Și în special pentru tineri este o atât de mare luptă, pentru că colegii de la școală, de la facultate, de la muncă, ne judecă și ne întreabă de ce ești diferit. Și chiar ne-am întâlnit cu o altă doamnă care stătea și citea o carte, care ne-a spus că, a, știu Biserica Izbândă, am fost odată acolo. Păi cum? Păi mi-am dat seama că am două colege de la serviciu care sunt pocăite. V-au spus ele? Mi-am dat eu seama că le-am spus, voi sunteți diferite. Cum de sunteți diferite? Și apoi mi-au spus. Și le-am spus, ne bucurăm să auzim asta. Înseamnă că au o mărturie bună și la serviciu și o mărturie bună prin trăirea lor despre faptul că sunt credincioase. Daniel și prietenii săi erau oameni care au îndrăznit să fie diferiți. Și dacă mă ajută și tehnologia și frații de la sunet, în primul rând aș vrea să vă reamintesc că în toată această întâmplare care pare atât de tragică, Dumnezeu ne arată clar din Sfânta Scriptură că El este suveran peste toate lucrurile. Au fost 21 de regi ai lui Iuda, dacă am numărat corect, dintre care doar 5 au fost credincioși și s-au închinat Domnului din toată inima și au dus poporul în ascultare de Domnul. Ceilalți au fost necredincioși, au păcătuit și au condus poporul în păcat. Și Dumnezeu i-a pedepsit așa cum a pedepsit și Israelul, care de asemenea au fost luați în robie de către asirieni și au stat în robie până în secolul trecut, când au început să fie adunați din nou în țara promisă. Și Dumnezeu a trimis proroci care să le reamintească, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Iosea, Amos și alții, au chemat poporul să se întoarcă la Domnul. Și Dumnezeu a văzut că ei nu s-au întors la Domnul
și a adus judecată asupra poporului. A adus o judecată. Poporul a refuzat să aibă încredere și credință înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, de exemplu, le-a spus ca să nu lucreze în al șaptelea an, ci să lase pământul nelucrat. Și aceasta era o dovadă de credință, că Dumnezeu le va da în al șaselea an destule roade încât să aibă pentru 2 ani. Și ei n-au făcut lucrul acesta. Timp de 490 de ani, ei n-au ținut nici măcar un singur an această poruncă a Domnului. Iar în 2 Cronici, acolo unde ni se spune că ei au fost luați în robie, ni se spune că Nebucanețar a luat în Babilon toate uneltele din casa Domnului, au ars casa lui Dumnezeu, a dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și ni se spune apoi că ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. În 490 de ani, poporul trebuia să țină 70 de ani pământul nelucrat. Și în felul acesta să arate atât credincioșie înaintea lui Dumnezeu, împlinind cuvântul său, porunca sa, cât și credință înaintea sa că el va da tot ceea ce are, tot ceea ce i-au nevoie. Și n-au făcut-o. Dar Dumnezeu a împlinit lucrul acesta. Și Warren Wiersbe, teolog american, spune: căderea Ierusalimului părea un triumf pentru puterile întunericului. Părea un triumf al zeilor păgâni asupra adevăratului Dumnezeu al lui Israel. Gândiți-vă că Daniel și prietenii săi au fost duși în Babilon și li s-a zis: de acum înainte vă veți închina dumnezeilor noștri. Și au spus: nu, noi ne vom închina lui Dumnezeu. Și probabil că s-a râs de ei. Care Dumnezeu care a îngăduit să se distrugă zidurile Ierusalimului, care a îngăduit să se distrugă casa lui? Ce Dumnezeu e care îngăduie să se distrugă templul lui, altarul său? Păi nu vedeți că zeii noștri sunt mult mai puternici? Și într-adevăr, la prima vedere, pentru oamenii care au trăit atunci, părea un triumf al zeilor păgâni asupra adevăratului Dumnezeu al lui Israel. Dar de fapt era o victoria lui Dumnezeu, care deși cu siguranță nu și-a dorit, și știm lucrul acesta de atâtea ori, a trimis atâția proroci care să spună: opriți-vă din păcate, întoarceți-vă la mine. Dar până la urmă a trebuit să ducă la bun sfârșit pedeapsa. I-a pedepsit, dar și prin aceasta Dumnezeu a ieșit victorios, pentru că el și-a ținut legământul cu Israel. A ținut anii în care ei trebuiau să nu lucreze pământul, a dat odihnă pământului timp de 70 de ani și și-a împlinit promisiunile. De fapt, același Dumnezeu care a ridicat babilonienii și i-a ajutat să fie mai puternici decât egiptenii, mai puternici decât iudeii, același Dumnezeu care l-a ridicat pe Nebucanețar la rang de împărat, și știm că l-a trecut prin încercări, pentru că Nebucanețar, deși a văzut puterea minunată a lui Dumnezeu, el s-a mândrit și a fost trimis timp de 7 ani să mănânce iarbă ca animalele și să trăiască sub cerul liber, până a recunoscut că el este nimic și că Dumnezeu este singurul Dumnezeu atotputernic. A ridicat Dumnezeu alte popoare care au venit și au nimicit babilonienii. Și au nimicit Babilonul, și Babilonul, o minune a antichității, un oraș absolut extraordinar, dacă vă amintiți de una dintre cele 7 minuni ale lumii, grădinile Semiramidei, a fost distrus, nimicit, și până în ziua de astăzi n-a mai fost reconstruit. Dumnezeu este suveran. Noi, din păcate, și știm că Domnul Iisus ne-a spus asta, trăim în lume, dar suntem călători aici, nu suntem partea lumii, și din păcate avem parte de multă prigoană și de multă presiune ca să fim lumești, așa cum au avut și cei 4. Și ei au venit acolo și li s-a zis: cum te numești tu, Daniel? Ce înseamnă numele tău? Iahve este judecătorul meu, de acum te vei numi Belșațar,
nu mai este Iahve judecătorul tău, Bel, zeul Babilonului, este judecătorul tău. Pentru că el a cucerit Ierusalimul, a cucerit, cu ajutorul lui am cucerit noi templul și te-am adus pe tine aici în țară. Pe tine cum te numești? Cum te cheamă pe tine? Hanania, ce înseamnă? Iahve arată har. De acum înainte te vei numi Șadrac, slujitorul lui Acu, zeul lunii. Pe tine cum te cheamă? Mișael, ce înseamnă? Cine este ca Iahve? De acum încolo te vei numi Meșac, cine este ca Iacu, ca Acu. Și pe tine cum te cheamă? Azaria, ce înseamnă? Iahve izbăvește, de acum înainte te vei numi Abednego, slujitorul lui Nego, zeul înțelepciunii. Și iată, li s-a impus nume noi, nume prin care să nu se mai slăvească Dumnezeul cel adevărat Iahve, ci să se slăvească zeilor falși, păgâni. Și multe alte presiuni. Vedem aici că ei au fost obligați să mănânce de la masa împăratului. Și n-au vrut, au refuzat. Dumnezeu vrea să fim în lume. Acesta este scopul nostru, să fim în lume, să fim sare, să fim lumină. Sarea nu are nicio putere dacă nu este pusă în mâncare și amestecată. Dacă nu amesteci, degeaba ai pus sare. Noi trebuie să fim în lume, trebuie să fim amestecați cu lumea, tocmai pentru ca prin viața noastră, prin trăirea noastră, să dăm o mărturie despre cine este Dumnezeu cel adevărat. Să fim o mărturie și să vestim cine este Dumnezeu cel adevărat. Să ducem Evanghelia la orice făptură, să facem ucenici din toate neamurile. Nu-ți compromite chemarea. Haideți să rămânem tari, să rămânem credincioși pe cale. Lor li s-a spus, mâncați de la masa împăratului. Și aveau 4 motive să nu mănânce de la masa împăratului. În primul rând, cel mai probabil era o mâncare jertfită idolilor. Era jertfită idolilor și apoi se aducea înaintea împăratului. Apoi, cu siguranță, conținea animale necurate. Evreii aveau clar de la Domnul ce animale să mănânce, ce să nu mănânce, dar babilonienii nu țineau cont de lucrul acesta. Modul de preparare și vinul, de asemenea, băutura era foarte tare. Evreii aveau obișnuința să, din ce am găsit, amestece 6 părți de apă cu una de vin și în felul acesta era foarte diluat vinul. Și ei au refuzat și au spus nu, nu vrem să ne spurcăm, pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu și noi vrem să ținem poruncile lui Dumnezeu, noi vrem să rămânem credincioși. Dar cine vă vede aici? Sunteți în Babilon, cine vă vede aici? Dumnezeu. Dumnezeu ne vede. Și au ținut acest așa numit post al lui Daniel, în care au mâncat doar zarzavaturi, n-au mâncat carne deloc. Și au fost, la sfârșit, mai grași decât toți cei care mâncau din bucatele împăratului și arătau mai bine la față decât ei. Pentru că au refuzat să se spurce și au ținut porunca Domnului. Au rămas credincioși Domnului. Rezistă tentațiilor. Au rezistat tentațiilor bucatelor alese. Rezistă opoziției. De multe ori oamenii o să zică, ok, am înțeles că tu ești credincios, dar aici trebuie să ne aliniem la toate principiile, toate regulamentele, la serviciu. Trebuie să ne aliniem la toate regulamentele care sunt aici. Mi s-a interzis să vestesc cuvântul lui Dumnezeu acolo, la serviciu. Mi s-a interzis să chem la biserică colegi. Și mi s-a părut un lucru atât de urât. Și bineînțeles că am făcut-o. Am vestit cuvântul lui Dumnezeu. Am chemat
chiar dacă mi s-a interzis, am încercat să fiu cât mai înțelept, dar am făcut-o. Pentru că scopul nostru, dincolo de a fi angajați, este să fim lumină și sare. Mai mult decât a fi angajați, noi suntem copii ai lui Dumnezeu în primul rând. Și vedem aici un exemplu atât de frumos al lui Daniel și prietenii lui, care au rămas credincioși Domnului în ciuda opoziției, în ciuda tentațiilor. Ai credință în Dumnezeu. Ai credință în Dumnezeu chiar dacă treci prin încercări. Și m-a bucurat atât de mult mărturia sorei Cristina, care chiar a zis că a avut credință în Dumnezeu prin toate aceste încercări și chiar acum înțeleg că este un foc lângă casa dânsei. Și dânsa a plecat. S-a stins. Slavă Domnului! Înțelegem că a primit mesaj că s-a stins. Dar vedem atâta credință, pentru că putea să zică, măi, totuși, hai să rămân aici în caz de ceva să fiu. Dar sora a zis, am încredere că Dumnezeu va lucra și în această încercare. Și a plecat la biserică. Slavă Domnului! Daniel l-a pus la încercare pe Dumnezeu. Prin această situație, prin alte situații, și Dumnezeu a arătat că este credincios. Și asta spune Dumnezeu. Puneți-vă la încercare. Puneți-vă la încercare și vă voi arăta. În Maleahi, de exemplu, spune, aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, pentru că nu aduceau zeciuială, așa cum le spusese Domnul, ca să fie hrană în casa mea. Spuneau, dar n-avem nici noi din ce să mâncăm. Aduceți însă, puneți-vă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și Dumnezeu ne va răsplăti credința. Acum, nu trebuie să dăm într-o evanghelie a prosperității. Nu înseamnă că dacă noi suntem credincioși, Dumnezeu ne va îmbogăți, în niciun caz. Ci Dumnezeu ne va da ceea ce avem nevoie. Așa cum a spus sora Cristina, n-am dus lipsă de nimic. Și mă gândeam în timp ce zicea, cum adică nimic? Adică ți-a dat Domnul o mașină Ferrari, ți-a dat apartament, ți-a dat case, ți-a dat vile. Cum adică n-ai dus lipsă de nimic? Nu, n-a dus lipsă de nimic din strictul necesar. Nimic din strictul necesar. Și cred că fiecare dintre noi putem să spunem lucrul acesta. N-am dus lipsă de nimic din strictul necesar. Și Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Pâinea cea de toate zilele El ne-o pune pe masă. Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri ne se vor da pe deasupra. De asemenea, Dumnezeu ne va da înțelepciune. Oamenii aceștia, Daniel și prietenii săi, ni se spune că împăratul a stat de vorbă cu ei și între toți acei tineri nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hananian, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului și în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere, îi găsea de 10 ori mai destoinici. De 10 ori mai destoinici. Și mi se pare foarte interesant că este recunoscut că evreii sunt un popor foarte inteligent. 20% dintre câștigătorii premiilor Nobel sunt de origine evrească, deși ei reprezintă mai puțin de 1% din populația Pământului. Și în Psalmul 119 se spune, sunt mai învățat decât toți învățații mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Băieții evrei, atunci ca și acum, în special pentru evreii ultraortodoxi, sunt învățați de părinți, de tată în special, să citească, să studieze și să memoreze Sfânta Scriptură. Și ei studiază foarte mult Cuvântul lui Dumnezeu, Tora. De asemenea, cred că cel mai important lucru este să fim un om al rugăciunii. Daniel, când mă gândesc la oamenii ai rugăciunii, Daniel este poate primul care îmi vine în minte. După Domnul Iisus, care se ruga atât de mult, deși este Fiul lui Dumnezeu, dar se ruga atât de mult. În fiecare noapte mergea și se ruga.
Daniel era un om al rugăciunii. Era un om al rugăciunii care se ruga în fiecare zi. Și ni se spune că chiar de 3 ori pe zi. În Daniel 6:10 ni se spune că când a aflat Daniel că s-a escălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. De multe ori noi ne rugăm atunci când suntem prin încercări, când trecem prin necazuri, când avem probleme și atunci ne rugăm cel mai mult, atunci stăruim cel mai mult în rugăciune. Dar Daniel se spune aici că atunci când era amenințat cu moartea, dacă se va mai ruga, el merge și se roagă cum făcea și mai înainte. Adică pentru el viața de rugăciune era importantă, era critică atât când era bine, cât și atunci când era rău. De aceea este foarte important să fim oameni ai rugăciunii. Să fim oameni ai rugăciunii. Îndrăznește să fii diferit. Dumnezeu este suveran pentru peste toate situațiile. De aceea, prin orice încercare am trece, prin orice greutate am trece, să nu uităm că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu îngăduie și încercarea, dar și ieșirea din ea. Să fim credincioși înaintea Domnului, să nu uităm chemarea pe care o avem. Și El ne va răsplăti credința. Există atât de multe presiuni în societatea de astăzi ca să fim confort lumii, să lăsăm lucrurile acestea bisericești, așa cum spun ei. Și societatea de astăzi vedem că se îndreaptă spre rău. Atât de mult vedem jocurile olimpice despre care vorbește toată lumea, care au fost un dispreț și o ofensă și o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. O societate care este atât de mult distrusă de vicii. Și vorbeam ieri cu un frate care cunoaște foarte bine starea din România, pentru că este implicat în multe activități prin care să ajute oamenii care au dependențe. Și spunea că dependența numărul 1 astăzi în societatea noastră este dependența de jocuri de noroc. Știm deja de dependența de băutură, știm de dependența de țigări, dar dependența de jocuri de noroc a devenit un flagel atât de mare. Și chiar astăzi îmi povestea un frate la biserică că acum o săptămână colegul său de serviciu cu care lucra s-a sinucis pentru că avea datorii pe care nu și le mai putea plăti. Noi suntem chemați să fim lumină, mărturie pentru societatea de astăzi. Am vorbit ieri cu un domn care era mai în vârstă și era acolo cu sticla de bere lângă. I-am spus cuvântul lui Dumnezeu. A zis că i s-a ridicat părul pe mâini. A zis că a înțeles. Ne rugăm în continuare pentru dânsul, ca Domnul să-l cerceteze cu adevărat și să își predea viața înaintea Domnului. Asta este chemarea noastră. Noi suntem chemați să fim diferiți. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu și suntem chemați să fim diferiți. Să fim oameni care să vestim cuvântul Domnului și să fim oameni care să fim lumină și sare pe pământul acesta. Să nu pregetăm, să facem cuvântul lui Dumnezeu în ciuda tuturor presiunilor și prigoane care poate să apară în viața noastră. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. El ne va binecuvânta având grijă de noi, El ne va binecuvânta dându-ne pace din plin, dându-ne această fericire care este mai presus de orice fericire, care vine numai de la Domnul. În orice situație am fi, prin orice încercare, prin orice greutate am trece și El ne va binecuvânta și știm că ne-a binecuvântat deja cu viața veșnică, o veșnicie în cer, cu o moștenire extraordinară. Domnul să ne ajute ca să fim sare și lumină.